că nu vine să te învăț. Și cum a fost acasă? Ai vorbit cu ai mei de tine? Am vorbit cu ai mei de tine. Am vorbit cu ai mei de tine. Și ai zis că ești foarte, frumoasă. M-am întrebat cum, dacă eu chiar cred sincer în asta. Am spus că da, am spus că pe ecran o să fie niște chestii care probabil o să deranjeze, pentru că dar Anca a avut un scop final mult mai mare și mult mai bun, ca să nu fie ca toate fetele, nu? Ok. Așa. Deci ai pregătit. Am pregătit. Dar eu nu sunt pregătit. Adică, de ce? Nu știu, mă gândesc acum. Vezi că de când sunt toate chestia, acum m-am mai tot atașat. Tot așez de tine. E iurea. Ce trebuie să fie iurea, adică... Îmi place. Să știi că mă bucur de fiecare moment aici. Și de fiecare chestie care se întâmplă în drumul nostru. Vorbesc la ce mă duce mai sus. Da, eu consider că și dacă avem anumite certuri, anumite chestii, e constructive. Da, adică... oricum și trec peste... Și eu dacă... De față, adică... Uite, pe mine, pe partea mea, când îmi spune Anca, păi tu l-ai iertat. Păi nu pot nici să stau supărat. De ce să stau supărat? De... Nu pot să spun că în sinea mea e roz. Da, dar nu pot nici să stau, să vă supă și pentru că aș bloca totul de la început. Exact. Adică eu vreau să te cunosc. Dacă eu am putut să trec peste orgoliu și peste astea și să trec și să evoluez și tu poți la fel. Bună, Bogdan. Da, și eu pe aici. Ce să fac? Bine, cine mi-a făcut pată? Cine mi-a făcut pată? Care a fost fetele. Ideea cu surpriză? Fetele care au iubit. Ce faci, domnul Bogdan? Bine, voi? Nu ai dormit azi noapte? Puțin. Uite, acolo a fost. Stai să le salut pe toate. Te pregătești să dormi. Ce faci? Bună. Mă duc doar la bani. Bine, voi? Haide, te trebuie să stau acolo în pat? Uite, să vedem dacă îți place lăpticul. Așa, da. Asta nu prea beau, lapte nu prea beau. Haide să vedem. Bogdan. Uite ce fete. Ai și păturică. Ai ce am pregătit aici cu fetele, da. Cred că trebuie să te întind. Trebuie să mă descalț, să mă dezbrac, să mă simt confortabil. Așa cum dormi tu acasă? Cum dormi? Pe acasă nu dormi tu. De obicei, ca pe canapea. Hai. Nu e așa confortabil. Nu, păi pun-te așa și stai așa. Ia să vedem. Nu, așa și cu picioarele, dar stai că trebuie să te lași mai în față. Mai pe spate. Stai puțin. Mamă, ce bebe am. Îmi dați ce, o melodie, ce fac asta? Așa? Melodie? Ce melodie vrei? De Crăciun? Colinde, să poți să dormi? Așa, și... Nani, nani... Nu, un elefant se legăna pe o pânză de păianjen. Și pentru că nu vrei lăpti, nu se rupea, a mai venit un elefant. Doi elefanți se legănau pe o pânză de păianjen. Gata. Și pentru că pânza ținea, a mai venit un elefant. Hai, dorm, nu că sunt fată. Nu dorm, nu prea dorm. Hai, ideea. Ai ideea tu. Mi-e frică că se rupe, jur. Trei elefanți, hai. Pepe, dacă se rupe... Hai! Trei elefanți se mai rupeți pe o pânză de păianjen. Și pentru că pânza ținea... Gata, dormit! Haideți să facem activitate! Eu vorbesc cu Alex, uite că o să fie geloasă Claudia, să fie atent. Nu, geloasă nu-i geloasă, e doar... Asta, el ne spune nou că din partea ta nu vede nimic. Adică, eu nu... Toți încep să vorbească de flori, de gesturi. Eu nu bag atât de mult, cum spune, nu pun punctul pe gesturile astea mici, pe cadouri. Eu personal nu le pun. Pe mine, adică, nu mă cumpăr un băiat că să vină cu floare. Ar trebui ceva mai mult din partea ta, dar asta zic, dacă tu nu simți, nu, doamne, atenție căldură, da, să fii interesat de ea, să vorbiți. După conexiunea azi dimineață, eu am rămas șocată. Claudia, dar el măcar nici nu te-a salutat. Ba da? Ți-a dat apărare. Ba da, m-a salutat. Dar chiar m-a salutat. Nu, i-am zis ceau. I-a zis ceau, dar n-au zis te ceau, că i-a zis că ai făcut doar așa. Așa puteți să faci la toate fetele. Nu, e. Știi, voi așa prin conexiuni, da. Voi știți că eu nu... Bravo. Dar el a vorbit vreodată despre mine? Bă, eu nu știu să fiu vorbit. Cum eu nu prea vorbit. Eu nu prea vorbesc cu el așa la hotel, adică auzi? Nici nu ține, nici de ține. Eu nu prea vorbesc cu el la hotel pentru că stă cu Emanuel în cameră, nu stă cu mine și... Astea am fost un pic pe la ei, dar eu în rest așa nu mă găsesc cu ei. Stau în cameră la mine... Dar așa e de gașcă, gen băiețește de gașcă, știi? Da. Dar uite la Natalia, ce înțeperită stă. Vreau să aud. Îți fură căprioara, mami, uite. E un pușcă. E un pușcă, da. Auzi, dar ar fi penal că acum Natalia se apropie de Alex în condiția în care ea nici măcar n-a văzut că e purta cercei în urechi. De două săptămâni. Da, nu, că nu, că mi-a se apropie de Natalia, că zic că nici nu prea place de el. Cum? Ce atent ești. Nu, așa a fost mai de așa a zis.
Știi cum, auzi, știi cum îi se par cadrele astea așa? El acolo cu ea. Tu ești Ernest? Nu, eu, care e Ernest? Cineva e Ernest? Și acum avem imaginile, știi? Opa! Avem imaginile, știi? Cu Larisa, în timp ce am prins-o cu... Vorbește, spune. Ochii din umbră, da. Dar vrem să auzim... Uite, ochii din umbră, e cu Ernest. Vreau să aud conversația între Natalia și Alex. Și acum hai să mergem, avem imaginile, să mergem noi de să ne dea voie, să mergem peste ei. Ce faceți aici? Ciao. Despre ce discutați, știi? Of, ciao. Of, da, oricum, nu știu. Cum s-a terminat meditația? Ce? Nimic. Ce meditație? Am stat. Ce faci, Claudia? Bine, vorbeam. De ce? Nu-l simte pe Alex. Păi da, dar să știi că am observat din partea ta că este a doua sau a treia oară când tu practic ai dubii față de sentimentele lui pentru tine. Nu este prima oară. Și niciodată nu te-ai exprimat așa liber. Dar de ce? Față de el. Și mereu aștepți niște momente sau niște chestii. Dar i-am spus și lui chestia asta. I-am spus când, odată când a venit acolo, i-am spus. Păi și atunci nu te mai amăgi singur și zici, băi, frate, asta e. Singur. Nu, cu niște chestii. Dacă tu simți de prima dată... Eu sunt așa dezamăgită doar pentru că nu e cum vreau eu să fie, știi? Da. Dar dacă nu e, asta ideea este. Ea nu simte scânteia din partea lui. Nimic, hai să. Să fie mai atent cu mine, mai educat. Dar auzi că ci că... Mă jenez pe lămărul ăsta. Ia zi... Serios? Da, uite, da! Ce fel a rămas ăsta? Da, aia zici că spală și mie mărul. Da, eu zic, eu unul sincer i-aș spune la iubita mea, gen așa pe tonul ăsta sau așa, zic... Poate dacă am fi căsătorit sau... Păi sau da. O glumă sau... Auzi, dar chiar ai simțit-o ca o glumă da. Sau... Că poți zice așa la mișto, ia, spală și numărul ăsta să... Nu, n-am simțit-o pe acolo. Nu. Pare rău că nu intră fete. Să sincer, da, uite, cineva. În casă acum nu mai sunt fete disponibile pentru mine. Dar cine? Dar Bianca, da, Bianca. Uh-huh. Oricum ea, că nu se ia sus, e palin sau ce-a zis ea. Și Clau, dacă era liberă? Adică oricum e liberă. Nu știu dacă e liberă, bine, cu Alex, dar au zis că vor să discute ceva. Au vrut să meargă să discute și chiar am zis că să aștepte să vină el, știi? Nu să meargă ea. Și ales să meargă ea, că într-adevăr are o atitudine mai... Alex e așa un pic mai... Hai, vino tu, vino, da, că da. Știu că eu sunt frumosă, sunt altă, tu dacă mai ales... Poate genul dacă... care se lasă mai greu. Exact. Sau cel puțin îi place să stea așa deoparte și fata să vină spre el foarte da, mult. Uite, așa am fost și eu obișnuit, dar nu e ok chestia asta, știi? Deci eu sunt obișnuit așa, nu sunt foarte romantic, așteptam să fac ea un pas, sau măcar să-mi dea un semn, o privire, mm-hmm. ceva, știi? Da. Nu sunt genul care să mă bag deodată, fără să uite o fată la mine sau ceva, mm-hmm. să mă duc eu la ea. Mm-hmm. De obicei așteptam măcar o privire, un gest, ceva, ca să înțeleg că mă place, dacă sau vrea și ea. Da, exact, da, să înțelegi odată, de două, de trei ori, da, la un moment dat, deja și se da, dar ei deja, timp, dacă s-o sărutați așa, deja e altceva, adică nu e nivelul ăla de la început. De exact, și ar trebui să fie și ceva mai altfel, că Clau ar aștepta măcar un pic să-i transmită și altceva, știi? Nu numai chestia asta așa fizică. Și... A, dar poate el nu e genul ăsta, mai romantic, nu știu. Uh-huh. Eu dau căldură. Da? Deci sunt, am comportamentul meu aparte. Ce înseamnă comportamentul tău aparte? Că dau căldură, dar nu prea mult. Adică îi dau de înțeles că sunt interesată, dar nici cum mă topesc. Nu e așa arătat niciodată cum mă topesc pe el. Să stea puțin în jar, știi? În tensiune. Da. Păi nu e bine. Și e bine așa? E bine. Păi na, și tu mă critici pe mine că fac chestia asta, na. Cum vine asta? Te vezi? Hoțul strigă hoțul. Vezi? Hoțul strigă hoțul. Deci e altă situație, nu ți compara tu cu mine. Păi nu mă compar cu tine, dar zic așa, că tu spui de mine că eu nu fac chestia asta, dar tu faci la fel ca mine. Nu. Nu ce? Mai, eu fac în alt mod. Asta zic, nu se poate compara.